Vă pup, prieteni. Am venit să ne facem cumpărăturile de weekend. Uitați cumpărăturile aici. Pentru copii cola, prieteni, Pepsi. Pentru mine apă minerală și lămâie. Deci apă cu lămâie pentru mine, prieteni. Da. Deci pune-ne, domnule, și nouă, pune-ne alea în portbagaj. Vedeți, prieteni, ce frumos e soare afară. Chiar îmi place. Mi-ar fi plăcut să fie și Dana cu mine. Dar mie îmi plăcea întotdeauna când mergeam cu Dana la cumpărături. Serios, că ea se lipea de mine, prieteni. Era lipicioasă. Poate vouă nu vă convine ce vă spun, dar Dana chiar era lipicioasă. Adică se vedea că e nevasta mea. Și chiar ne plăcea foarte mult la amândoi. Chiar și ea se bucura. Nu știu ce a apucat-o de n-a mai vorbit cu mine o perioadă foarte lungă. Dar pe de o parte o înțeleg și pe ea că s-a simțit jignită, că pentru că mama, sora mea a vorbit foarte mult de ea, de Dana. Dar nu mai contează ce a fost. Contează că ne-am împăcat. Și sper să fie bine, prieteni. Da, l-am trimis pe Ionut, pe Ion, ca să-mi ia și mie o cafea. Normal, o cafea trebuie să bea și eu zilnic, pentru că eu nu am băut cafea de mult. Nu băusem cafea de mult, prieteni, dar problema era că dacă nu băusem de mult, era bine să nu mai beau. Dar m-am obișnuit acum să beau o cafea dimineața pentru ca să facă bine la metabolism. Deci, prieteni, ce să mai vă spun, sunt aici în parcare la unde facem noi cumpărăturile. Aștept să vină și Alin și Mihaela, pentru că copiii mei sunt plecați. Sunt plecați la Jumbo ca să îl ia pe Costel, pentru că Costela lui David s-a spart și că și acum trebuie să-i cumpere alt Costel, de fapt 2-3 Costeli, Costei, nu știu dacă se zice bine Costei, Costel, la Costei. V-am zis, prieten, că nu știu cum se pronunță. Stai puțin acolo, stai puțin, Ioane, Ioane, dă-mi și mie cafeaua. Deci s-au dus să-i cumpere Costei lui David, prieteni. Să beau și eu cafeaua, așa, e amestecată în ea? E tot, da. E tot, dar amestecat, unde e lingura? Unde-te, acolo. Păi cum, dacă nu ți-a dat, de unde știi că e amestecată? Face acolo aparatul. Vedeți, prieteni, nu mi-a amestecat-o. Nu mi-a amestecat deloc în ea. Și că amestecă aparatul. Păi nu mi-a amestecat în ea. Dar ce ai luat-o fără lingură? Du-i de-o la înapoi la aparat. Te rog frumos, te dă înapoi acum, că nu poți să bea. Uite, vezi? Păi băi, Ionuț. Ioane, nu-mi place. Vedeți, prieteni, ce face Ion? De fiecare dată îmi face așa. Mi-a luat cafeaua fără nimic. Mi-a băgat zaharin în ea și nu se amestecă deloc în ea. Trebuie să caut eu ceva care să amestec. Trebuie să caut ceva să amestec. Ce să caut să amestec, prieteni? Hai de mine. Hai de mine și de mine. Avem o problemă, că n-am cu ce să amestec. N-am cu ce să amestec în cafea acum. Și sunt obligat, pentru că Ion mi-a dat-o, sunt obligat să o beau așa. Înțelegeți? Deci chiar pe bune. Ioane, de ce m-ai obligat să beau cafeaua acum așa neamestecată? Se amestecă singur, mă, de-o. Păi cum se amestecă singură? Hai,
Ce? Tu ce faci? Ce bei acolo? Bere ce vrei să dau. Bravo, frumos prieten, vedeți? Auzi, se haia cu tine. Vedeți, prieteni? Vedeți? Problema e că vedeți ce avem pe spate aici, cum se bea bere. Vedeți și voi, prieteni? Prieteni, vă pup. Nu uitați să dați un share la acest video. Să dați un share, un like și să vă abonați la contul de YouTube Leo de la Strehaia, prieteni. V-am pupat. Prieteni, vedeți că Alina a plecat și așteptăm aici să ne aducă cheia. Așteptăm să ne aducă cheia, prieteni, vedeți cu bagajul lângă asta. Ia uitați, ia uitați, ia uite. Salutare, prieteni. Unde e Costel? Stai că am venit nu cu Costel, avem o brigadă. Cu Costei? Da. Mă, ai luat Costei? Da, unde te duci? La tine. Ia-ne ceva de mâncare de la tine de acolo. Păi, dar ce vrem să mâncăm? Ia-ne cozonac de la prăjituri. Ne-a dat cheile, prieteni. Acum, haide, Ioane. Cum cărăm, Ioane? Doamne! Cum cărăm? Poți să iei alea toate? Adică poți? Bă, poți să iei toate plaselele, că eu am luat apa minerală. Ia vedeți, prieteni, că le ia Ioane. Bravo, bravo! Așa, Ioane, bravo, hai că nu filmez. Fac filmuleți pentru noi. Vedeți, prieteni? Deci facem filmuleți pentru noi. Să trăi șeful numai bine. Prietene, da. Dacă nu pui și alcool, numai apă, știi că e o vorbă, zice, de bea apă de izvor, nici de pulă nu te împiedici, nici de pizdă nu duci dor. Doamne Dumnezeule, dar eu nu beau păi alcool. Că păi, sunt bolnav. Dacă nu iei alcool, nu se spală zdrânga, vine. Auleu. Salutare, prieteni. Astăzi vom pregăti ceva de mâncare, că nu prea am voie să mănânc. Să mănânc orice. Și o să pregătim ceva de prieteni. Prieteni, adică vă arătăm în exclusivitate, prieteni. E, vedeți? Tăiem pătrunjelul, deci prima dată, pătrunjel verde. Da, Ioane? Ce vrea de sala? O, taci, nu mai vorbi. Cuțitul ăsta, da, s-a cam îndoit. Deci, avem aici pătrunjel, prieteni. Deci, pătrunjel. Care pătrunjelul îl introducem în farfurie. Dar stați puțin că ar trebui. Îl punem așa în farfurie. Și avem o ceapă, prieteni. O ceapă care vom tăia rondele. Sper că nu vă fac poftă și vouă. Deci, vedeți, ceapa rondele și o introducem lângă pătrunjel verde, prieteni. Mai tai și jumătatea asta de ceapă. E ceapa crudă. Chiar e ceapă crudă. Deci, vedeți, ceapa crudă, prieteni. E introdusă în farfurie. Stați să vă arăt. Uitați, prieteni, așa în farfurie. Iar acum o să tăiem roșiile.
adică roșia, că doar o roșie pun pentru că nu mănâncă nimeni cu mine, da? Aoleu, mă ustură ochii, nu știu de ce. Alexa Mihai mă ustură ochii. Eu stii la Alexa Mihai că el e al meu prieten. Uitați, acum introducem roșia în farfurie, prieteni. Am introdus roșia în farfurie și acuiacu. Bine, punem puțină sare, care nu prea este voie, așa. Și acum introducem niște pește, prieteni. Avem aici, vreau să vă arăt prima dată și vouă, vedeți? Avem niște peștișori mici de ăștia, care introducem în salată. E, vedeți, prieteni? Haideți că n-am introdus mulți. Îi mai las și lui Ioane să mănânce. După peștii aceștia, introducem niște ardei iute în care tăiem mărunt. Deci vedeți, prieteni, ardeiul iute îl tăiem mărunt. Ionule, adă-mi și mie niște pâine. Unde e Ion? Păi e aici, în dulap. Deci, prieteni, am băgat 3 ardei azi de ăștia iuți pentru că ardeiul iute face bine la inimă. Vedeți? Ce tare! Ceva feliat, dacă ai. Nu așa de tare. O să se întoarce. Vedeți, prieteni? Acum amestec salata cu pești cu tot. Ioane, dăm puțin ulei. Stai să vedem, să dăm puțin ulei, prieteni. Pentru că salata e bună cu... Doamne, dă e cam tare pâinea asta, Ioane. Aia e tot. Asta e tot. Tu de ce ne-ai luat pâine azi? Nu. Vedeți, prieteni? Deci, prieteni, vedeți, am introdus puțin ulei și puțină lămâie. Adică lămâie, helas de lămâie, prieteni, vedeți? Așa, și acum o mestecăm. Și acum vedem cum a ieșit, prieteni. Ia uitați, uitați și voi cum a ieșit. Asta e salata de pești. E salată de pește, prieteni. Dar o să mănânc legumele prima dată. Super bună, prieteni. Pe bune. Uite, mănânc ceapa. Ceapă. Mai bag helas aici în ea. Și acum voi mânca un pește. Foarte bună, prieteni. Salată cu pește marinat. Foarte bun. Vă recomand să faceți și voi salată de pește. Eu sunt la regim. Din cauza asta mănânc salata de pește.
minute. Bună, bună. O să mănânc și o felie de pâine. Mi-a zis doamna doctor astăzi că pâine trebuie să mănânc măcar o felie pe zi. Voi ce mai faceți, prieteni? Dați-mi mesaj. Să spuneți și voi ce faceți. Chiar îmi place. Vă recomand. Foarte bagă, prieteni. Vedeți? Salata cu pești. Vedeți cum e? Vedeți cum e de bună? Foarte bună, prieteni. O vedeți? Vă recomand această salată cu pești, cu lămâie, cu tot ce trebuie. Poftă bună și voi, prieteni! Am aici în cochilia asta ceva de mâncat, limbă. Ia uitați! Limbă, prieteni, limbă. Și aici am niște creierași. Deci creier, care mănânc să văd cum e. Are gust bun, prieteni. Deci pe bune, uite ce gust creierul. Nu știu, prieteni, dacă vă place, dar uitați, mănânc și eu. Astea sunt membranele astea. Gani, mănânci tu? Nu, dacă. Ce ce? Nu vine din gasă. Nu vom gasă. Prieteni, chiar pe bune mie îmi place. E carne fiartă, prieteni. Pentru că bag puțină sare ca să dea gust. Uite, pun membrana asta aici. Uite, pun asta ce nu se mănâncă. Așa. Bună. Uite de aici. Asta e mușchi. Mușcare. E bun mușchi. Uite, am aici. Tot așa, nu știu, chiar nu mai aproape.
Uite, mușchi. Asta este gâtul de... Gât, prieten. De vițel. Și mănânc carne fiartă. Pentru că așa mi-a recomandat doctorul. Sper că vă place și dumneavoastră, prieteni. Pe bune. Uitați, mai mănânc creierii. Pâine nu mai mănânc noi. Bă, e tare. Asta nu mănânci tu. Nu, nu mănânc. Ionule, tu mănânci? Pleacă de aici. Hai. Nu mănânci. Hai, gata. Ce să zic? Bă, zic că... Auzi? Vine mă uitând în televizor și să văd ce e mai bine. Lasă-mă să la prieteni ce mănânc. Vezi că nu te uiți tu. Lasă că eu am filmarea exact pe tine. O ai pe mine sau da, în da, jos? Da, 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 poți să mă uit în marfuie la ce e acolo. Ia-o-ți acum. E bine, mă, hai, vrem una. Da? Stai puțin să... Mai pun și eu puțină sare. Bine, nu mai e deloc? Vorbesc singur sau? Parcă vrei două felii. Hai, ok. Hai? Oprește asta ca să asună. Bă, nu mai oprește asta. Deci te uiți în jos ca curvele. Nu pot să mă uit în față, ce e acolo? Bă, e te uiți în jos, curvele se uită în jos. Mi-e greu să. Bă! Hai mă că văd, filmarea e bine. De-aia tot am pe poziție. Dar să 5 minute, trecură 5 minute așa. Câte minute am? Hai peste, ajungi la 6 minute. Serios? O, da. Hai, hai, mai lasă. Lasă vadă și prietenii. Mai lasă, da. Prietene, noaptea și-o mănânc carne fiartă. Și creier, nu știu dacă e. Bun să mănânc noaptea. Adivinare, să mănânc noaptea. Păi e sonor atunci, dacă e sonorul, de ce mi-a mai dat drumul la filmare? Ce sonor? Stai să uite-te la televizor, ai închis de filmarea? Că e... Închide că sonorul te aude, da. Nu se aude, nu. Uite, uite, strebură mâna.